Mai exact, ne vom uita împreună la filmul oficial SCP-096, care are aproape 7 milioane de vizualizări pe YouTube. Foarte mulți mi-a zis să reacționez la filmul ăsta, pentru că e ceva super, super mișto. Adică nu e un film de la în care intră cineva peste cineva în casă, bă, efectiv e foarte mișto, cu avioane, cu monștri, cu toate chestiile astea, e super, super interesant. Și am zis să fac o reacție. Nu uitați de like, eu zic să nu mai pierdem timpul, boys, și să-i dăm drumul cu reacția la acest videoclip, care până la urmă are undeva la 20 de minute, n-are 23, că știți că la finalul fiecărui film apare creditele la final, gen pe ecranul ăla și toate chestiile astea, are undeva pe la 20 de minute filmul. E ceva super, super interesant și este vorba despre SCP-096, care a scăpat cică și în viață reală, dar și în film, de la baza SCP. Și efectiv sunt niște oameni care trebuie să-l recupereze. Vă dați seama că dacă nu o să distrugă lumea, practic. Hai să vedem cum stă treaba, sunt super, super curios. 096. Let's go, boys. 096. Secure, contain, protect. Deci asta înseamnă SCP, gen brandul, că securizează, conțin și protejează. Asta e un doctor de la SCP care e destul de panicat pentru că a evadat SCP-ul, după cum am zis. Uitați-vă la el, boys. Se vede pe el că e căcat pe el de frică. Hopa, și-a intrat asta. Cine e asta? Ok. Se uită cam urâtul el. Cum ar fi să fie vina lui, gen? Din vina lui să fie evadat. Hai să vedem. Bă, l-am că se uită, da. Uite, incidentul 0961A. Ok, deci ea este procurorul care n-a face. Dr. Daniels. Asta e Dr. Dennis. Ci că l-a prins, mamă, deși zadența asta vrea să respecte protocolul ăsta, e căcat pe el că trebuie să prindă SCP-ul. L-ai prins întreabă. Da. Ci că l-au prins. Ok, ci că l-au prins. Bun, deși că au prins SCP-ul. Da, desigur că pot să vă ajut. Cam tremur al nostru. Bun, prima întrebare. Unde ai fost când a evadat SCP-ul? Bă, dar de ce tremură așa? Bă, mă sperie. Uitați-vă. Bun, și că el era plecat undeva în munți într-o expediție. Și cine... Și că Dr. Oleski era responsabil la laborator, gen. Și cum a fost ținut SCP-096? Ok, ci că SCP-096 e ținut într-o daia specială care se numește Glass 13. Ci că nimeni nu poate să-i vadă fața, fără oglinzi, fără camere, fără absolut nimic. Ok, a spus că totul e după protocol. A fost ținut 100%. Și când a fost când a evadat? Nu am fost informat până acum. A fost dezorganizați. Bun, și acum vede camera aia. Bă, ia, cum ar fi să fie un scenare sau ceva de genul? Deci doctorul ăsta, boys, fiți atenți, miroase ceva. Bă, eu credeam că o să fie tot ok, dar vă zic eu că poate e ceva la mijloc. Uitați-vă la el. Se uită ei la noi? A trebuit să fii mult mai specific. Se uită 05 la noi? Nu știu cine e 05, boys, poate o echipă de asta de... Da, uite, ăștia sunt 05. Poate acum o să... Ok, mamă, fiți atenți, boys, și că ăsta le-a spus la ăștia care sunt și mai șmecheri, adică la 05, că trebuie neapărat să-l omoare pe SCP-096, dacă nu o să fie o catastrofă și nimeni nu-l ascultă pe el. E prea târziu pentru așa ceva. La ce te referi? Hai să vedem. Bun, acum o să ne arate filmarea. Acum începe filmul pe bune. Mamă, uite! Nu are voie să-i vadă fața. Relaxează-te, toate protocolurile au fost... ăsta. Mamă, ci că tot personalul i-a văzut fața și cred că cine-i vede fața moare. Ia uitați-vă aici.
Ia uite, ăsta a înregistrat, boys, era filmare fix de acolo. Ok. Bun, acum spune că reportează un event cu SCP-096 la ora 15:57 și a evadat de aici. Ma. Ok, arată acolo că ăla e pe holul din nord. Trebuie să chemăm pe Dr. Olexi. Deci cred că cine îi vede fața moare. Mamă, uitați-vă. Acolo SCP, uite, deci acolo era ținut el, SCP-096. Mamă, ok. Bă. Mamă, deci cred că cine îi vede fața moare. Asta e ideea. Bă, fugi, frățiorul meu. Mamă, bă, deci bă, mă simt ca la filmul ăla cu Sarah Hay, numai că ăsta e în viața reală, teoretic. Ma. Așteaptă. Mamă, ci că nu s-a pornit protocolul automat și de-aia evadat. Deci ăsta tot zice să omoare creatura, dar nimeni nu vrea, dar de ce nu vrea nimeni să omoare? Dr. Olexi. Dar unde n-a fost doctorul ăsta? Mamă. Oh, a fost, deci fiți atenți, și că Dr. Olexi, adică ăla pe care l-a lăsat ăsta să supravegheze SCP-ul, a fost găsit mort. A murit? Da, bă. A zis că e idiot. Bă. Îmi pare rău pentru asta. Ia să vedem altă filmare. Mamă, tu pe asta SCP-096 s-a dus în munți. Ia uitați-vă, boys, cu avioane, v-am zis că ăsta e film mișto, ui. Deci după asta, SCP-096 a plecat în munți. Hai să vedem, sperăm că nu o să moară și băieții ăștia, ar fi foarte nașpa. Dar unde n-ai, bă, poți să-l vezi pe SCP-096 aici? Vede, să văd avioanele. Cred că văd ceva, hopa, ce vezi? Target visual? Mamă, uite-l, boys, uitați-l cum aleargă acolo! Bă, voi îl vedeți cum aleargă acolo? Care-i treaba, man? Bă, asta-i ciudat rău de tot. Uite-l acolo cum aleargă. Bă, aleargă, aleargă la fel, gen merge la fel de repede cum merge și avioanele astea. Bă, uitați-l în față cum aleargă. Bă, ia uite, trage după el. I-a făcut ceva? I-a făcut ceva? L-a prins? Gen. Hai că l-a prins. Mamă, bă, uitați-vă cât de rapid merge. Ok. Duceți-vă după el, boys, că e treaba. One, foc, hai, dă-i. Dă-i, mă, foc. Mama, uai, cred că l-a prins, nu? Așa ar fi logic. Deci fix în el a dat. Dar acum ar trebui să fie mort, teoretic. Mamă, boys, hai să fie mort, să fie rănit. Bă, a scăpat și de data asta. Și că zero efecte în target, bă. Bă, boys, asta e nașpa. Ok. Mamă, deci nici acum n-au reușit să-l prindă. Deja de două ori au încercat. Asta au zis să-l omoare, bă, dar nimeni nu-l ascultă. Ok. Ok, după a luat-o pe autostradă. Și că 12 oameni. Ok, boy, să zic că 12 oameni i-au văzut fața. Și acum asta se ia de el și spune că avea destul de buget să pună la securitate, însă el a dat bani pe nu știu ce, ceva ochelari. Deci ăsta cred că vrea să facă niște ochelari care te lasă să te uiți la SCP-096, știi? El tot le spune. El tot le spune, boi, să-l omoare pe ăsta, pe SCP-096, dar nimeni nu vrea. Mamă, și aici a făcut și prima victimă, gen, prima...
Mamă, uitați-vă, o luat-o prin asta și l-a omorât. Mamă, l-a omorât pe ăla, i-a omorât și nevasta și copilul nou născut. Horror, ok. Uitați-vă. Aici l-a omorât pe el și nevasta s-a ieșit afară să vadă care-i treaba. Ian, mamă, bă. Bă, voi vedeți cum arată, gen, uitați-vă la asta. Bă, nu știu dacă îl vedeți acolo în umbră. Bă, Ian. Bă, uitați-vă la aia. Mamă, boys. Mamă, și acum omoară și pe ea. Deci oricine îi vede fața, teoretic trebuie să moară. Te supără ceva, Dr. Daniels? De ce nu mai lăsa să-l omoare? Ăsta acum se simte vinovat că au murit atâția oameni nevinovați, teoretic, când el putea să-l omoare. Nu știi cum să-l omori. Ba, asta e proastă, fiți atenți, boys. I-a zis că el nu putea să-l omoare, voia doar să-l tortureze. Ce, că și era o chestie inumană să-l tortureze. De ce nu putea să-l tortureze? Adică... Ce, că oamenii au murit. Nu e o tragedie. Ba, da, e o tragedie. Sunt niște psihopați. Bă, ăsta, de ce vede? Vrea doar să omoare creatura și atâta, dar ăștia nu știu ce vor să facă. Vor să facă experimente pe ea sau bara... Hai să vedem ce se întâmplă mai târziu. Uite, ochelarii ăștia. Mamă, deci că dacă porți ochelarii ăștia, ești salvat. Spune-mi cum merg ochelarii. Spune-i frățiorul meu acum. Acum trebuie să-i zici. Ok, fiecare de aia, ci că detectează și scoate fața lui SCP-096, ca să nu dai seama. Foarte scump a fost asta. Ci că ei nu merg ochelarii. Eu zis că ochelarii lui nu merg. Cum buiți, de ce nu merg, mamă? Hai să vedem acum ce se întâmplă. Bă, aia e cumva o bombă. Vor să dea o bombă pe el? Uite, acolo cred că a fost tragedia. Mamă, uite, au trimis soldații să vină după el. Știți ce s-a întâmplat, voi și data trecută cu Sire Hay cu soldații? Ok, boys, hai să vedem. Bă, deci cred că și ăștia o să ieșeze pe bune, gen. Nu cred că soldații o să îl oprească pe SCP-096. Hai să vedem. Gândește, boys, cum stătea ăla, stătea liniștit și la un moment dat l-a omorât SCP-096. Care sunt șansele să dormi liniștit să te moare? Ăla, hopa, l-a prins. Gen, o prins ținta. Mamă, uitați-vă la el! Uai, acolo e femeia aia moartă, știi? Mamă, pă, bă, degeaba, mă, bă, bă, dă și asidioți, adică dacă o tras cu avioanele după el și nu a murit, de ce trimiteți 10 soldați de parcă ăștia poate să facă ceva? Uite, bă, mă, și toți au ochelarii aia. Au ochelarii lui doctor. Uite, sunt vreo 8 soldați. Ce pot să facă ăștia? A, vor să-l captureze! Mamă, și-a dat seama, uai. Mamă, ci că ochelarii erau inefectivi. Deci, bă, ăsta într-un fel se activează numai când îl vezi tu, știi? Numai când simte că îl vede cineva. Mamă, acum trebuie să tragă în el. Degeaba trage în el. Duceți-vă înapoi, trageți în el, ai mei. Dar degeaba, a început. Unul jos, doi jos, trei jos. Mamă, i-o murit pe toți iară. Bă. Băie, nașpa. Ci că toată echipa MTF a fost terminată și asta e teoretic din cauza lui, pentru că nu-i merg ochelarii. Mamă, deci bă, trebuia să meargă. Cu toate testele mele trebuia să meargă. Bă, vă zic eu că băiatul ăsta n-are nicio vină, trebuia să o moare de la început aia. Hai să vedem. Ce spune? Ia, ne mai arată ceva acum. Îi mai arată lui. Deschide-l. Hai să vedem ce e acolo, boys.
Deschide-l, mă, odată-te. Oh. Acolo e o persoană. La ce mă uit? Partea importantă e încă în... încă în scrisoare. Ia, scoate-mă toată poza. Asta e... asta e o fotografie cu SCP-096. Cineva i-a făcut o poză? Mamă, deci asta e o fotografie cu SCP-096 din 1980. This has been scratched out by hand. By who? How? Your scramble goggles proved to be somewhat useful, after all. Ok, asta scrie că ochelarii lui au fost... au mers până la urmă. Ia uite-vă, cineva a venit cu ochelarii. Cine e ăsta care... a, uite, mai e încă un... militar, ia uite-l. Încă un soldat, boys, ăsta e ultimul pe front. Care i-a făcut o poză, cred. Uite, mamă, uite, uitați-vă. Bă, le-a scos ochii la toți. Bă, uitați-vă, și plânge. Știți că el plânge întotdeauna. E the shy man, el plânge. Echo Romeo Alpha 1. Echo Romeo Alpha 1, ce se întâmplă? Nothing. Nimic. Bă, ăsta i-a făcut o poză cu ochelarii lui ăla. Da, vedeți, el plânge. Mamă, men, să-l vezi pe ăsta că plânge. Bă, uitați-vă, bă, deci mi se pare super ciudată chestia asta. De ce plânge? Cred că plânge că îi pare rău că i-a omorât pe ăștia sau care-i treaba? Adică nu cred că îi pare rău că i-a omorât, dar totuși de ce plânge? E ciudat rău de tot. Hai să vedem. Uitați-vă ce câți oameni mor. Să vă dați seama ce reacție a avut ăsta când i-a văzut pe toți. Mamă. Ia uite-l, ia uite-l, plânge. Ha, mă, pune-i asta pe cap, pune-i! Ce ziceți, boys, reușește? Ce ziceți? Oh, shit! Ha, mă, dă-i o dată! Eu pus aia pe cap. Bravo! Back in place. Back in place. Bravo, l-au capturat! Bravo, frățiorul! Du-te la extracție. Bă, bă, eu pus ăla, deci înseamnă că teoretic l-am învins, nu? Ma. Uite, și aici se uită. Uite, și-o găsit poza asta cu el. Deci voi vedeți că... deci în ferma asta s-a găsit poza aia cu SCP-096 de acum 30 de ani. Deci înseamnă că ferma asta avea legătură cu el, de-aia a venit aici. A găsit ceva, fă ceva, frățorul, de aici, ia poza aia. Uite, a, șterge ăla, mamă, mamă, uite. Se enervează ăla și o să-l omoare pe ăla. Ok, l-o șters. Trage în el, dar degeaba, a venit ăsta, uai, și l-a omorât. Deci, bă, ăla avea ceva acolo la ferma aia unde a omorât familia aia. Era legat. Deci de-aia s-a dus acolo, nu s-a dus așa de dată. Patru pixele au cauzat toată chestia asta, deci din cauza acelei poze, ăla i-a evadat toate... toate chestia asta s-a făcut. Uitați-vă, el tremură, nu știu, ciudat de tot doctorul ăsta. Îmi pare rău. De ce, ție îți pare rău, doctor? Pentru tot, o sărăcuțu. Trebuiau să meargă ochelarii. Trebuiau să salveze vieți. Și câte victime au fost până la final? Deci au murit 63 de oameni când a evadat ăsta SCP-096, în total. Despre ce e vorba aici? Așa de multe mor și vreți să dați vina pe cineva și o să dea vina pe el? Pe cineva să pedepsiți. I-am mai dat încă un plic. Doctor, in here, you will find the clearances necessary to begin termination trials
O să lase să-l omoare pe SCP-096. O să lase să-l omoare pe SCP-096. Poți să-l mor? Poți să-l omor? Până acum nu lăsau. Ok, boys, deci o să lase să-l omoare până la urmă. El a vrut întotdeauna să-l omoare, dar ăștia nu l-au lăsat. Bravo, frățioare. Mai vrei să spui ceva, Dr. Daniels? Nu. Nu, cred că asta e totul. Deci o să lase să-l omoare pe SCP-096, boys. Ok, și acum asta pleacă. Îmi pare rău pentru asta, că a murit doctorul ăla. Colegii tăi. Deci o să poată să-l omoare. Ok, uitați-vă, i-a dat plicul ăsta. Alexei, am făcut-o. Deci, bă, teoretic e un final fericit, nu? Adică, gen... Asta a plecat. Cred că se duce la aia, la 05, uitați-vă, la băiatul ăsta. Bravo. E deștept. Da, suntem încă aici, spune. Ok, ce că a făcut o treabă bună, dar ce a făcut? A fost o confesiune. Bă, l-au fraierit, fraților. Bă, l-a făcut să mărturisească, boys. O să-l bage la pușcărie pe Dr. Daniel, mă. Ăștia vor să-l protejeze pe SCP-096. S-a fost confirmat tot? E familiar cu asta, bă. Bă, vor să-l înșeneze pe el. Și că a făcut asta intenționat. Mamă, Alexei ăla nici măcar n-a murit, fraților, l-o fraierii pe ăsta, uitați-vă aici. Bă, ok, credeam că o să aibă un final fericit, dar nu. După trebuie să fie omorât. Mamă. Oficial, Alexei ăla e mort, dar așa nu e mort. Vorba despre filmul oficial SCP Dollhouse, adică Casa Păpușii, și după cum puteți vedea, are 6 milioane de vizualizări. Este un film care are 16 minute, mi se pare foarte, foarte mișto. Ideea e că foarte mulți mi-a zis în trecut să reacționez la el, pentru că e destul de cunoscut, însă abia acum o să o fac, așa că nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și eu zic să nu mai pierdem timpul, voi să vedem care e treaba cu acest film. SCP Dollhouse este un film, bă, de-asta profesional, boys, e mișto rău de tot, rău, rău, rău de tot. Uitați-vă, deci sunt băieții ăștia care merg în misiune, gen. Ok. If anything pops off, we're gonna have a hard time telling people it was a gas leak. Depends on what happens. Powers, what's the pull at now? Oh. Coleman, you had your chance. Bun, boys, deci ăștia vorbesc acum în... habar n-am, nu știu dacă stă în elicopter, în Dubiță, pentru că merg acolo. Ideea e că a zis că dacă se întâmplă ceva nașpa, o să trebuiască să mintă lumea. Știi că vă dați seama, boys, ăștia când se duc în misiuni cu SCP-uri, ei trebuie să mintă lumea, nu poți să zică că s-a dus să omoare nu știu ce creatură. Nu vorbeam cu tine, frățioro. A, sunt în mașină, ci că când se termină pariu, când ieșim afară din mașină, ce pariu? O să-l suni? 250 parează ăsta? Ok, boys, fac ceva pariuri. Întotdeauna vreau să-ți iau banii. Pregătiți-vă, boys, pregătiți-vă că începe misiunea. Deci sunt toți în mașină și merg în misiune. Bun, mamă, ok. Uite-te la ei, bro. Ies din mașină. Mamă, auzi și elicoptere, bă, sunt și elicoptere. Bun, s-au mișcat aici. Trebuie să se miște la... aici, unde trebuie să facă. Ok, boys. Mamă, la casa asta, bro? What? Aici e misiunea? Dar ce se întâmplă în casa asta? Uite, sunt și de pe satelit, sunt păziți peste tot, frățiorii.
Dar ce trebuie să facă la casa asta? Gen. Ok. Ciudat. Să vedem ce o să facă, boys. Trebuie să pună codul ca să intre în casă. A, nu știu codul. O să încearcă, o, gen, o să încerce să... O să încearcă, ce prost sunt. O să încerce să descuie lacătul. Și cred că o să le reușească. Mamă, ce tensiune. Trebuie să intre în casă, boys. Ok, man, mamă, băi, băi, mare tensiune, bro, mă jur. Ok. E mare tensiune. Bun, au deschis ușa. Mamă, să aibă grijă, bro, să aibă grijă, man! Pă bune, să aibă grijă. Ok, intră înăuntru, intră înăuntru, ok, 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 mamă, boi, s-au dus așa tare direct. Intră înăuntru, aveți grijă, aveți grijă, băieți. Aveți grijă că nu cred că e bună. Ok, mene, m-am uit ciudat. Fugiți, bro, fugiți. Bun, merg jos aici, bă, bă, am intrat în subsol. Dar pe cine caută? Puneți că caută ceva, gen, pe cineva sau ceva. Am intrat jos. Dar cât sunt pentru o casă așa micuță, bro? Ok, am ajuns aici. Și au deschis lumina. Vedeți că nu e nimica. Și că toc, aici e payload 01. Toată clădirea e securizată. Acum vorbesc cu numele lor de cod. O să mergem noi la primul etaj. Boys, deci unii dintre ei cred că au venit aici ca să, gen, să nu se uită la nimica, efectiv. Gen, caută nimic, pentru că nu cred că există SCP-uri. Ok, hai să vedem ce fac ăștia. Bun, și-au pus laptopul. Se uită în dosare, dar cui e casa asta, man? Gen, vreau să aflu mai multe detalii, a cui e casa asta în care ăștia caută. Mi se pare interesant, da? Dar cui e casa în care caută? Hopa! Au găsit niște documente cu ceva femeie care... Boys! Boys, voi vedeți și chestia aia, man! E efectiv un traseu în gen... Într-o persoană, what? Ce că computerul nu merge deloc bine. Ok, boys. Ceva informații? Looks just as fucked as the rest of this machine. Keeps crashing, hitching and rebooting. Deși că nu prea merge absolut nimic, boys, efectiv totul se blochează, nu prea merge bine programul. Ce face programul? Hopa, sub proiect. Deci ăsta se uită în documente și a găsit un document numit Proiectul X. Proiectul X, hopa. Uite o femeie, bro. Cred că acum aflăm mai multe chestii. Bă, interesat că momentan noi nu știm nimic, habar n-am, suntem super, super așa, necunoștiți de cauză. Care e treaba cu fata asta? You guys personally know any shrinks? Are you asking because it's related to the mission or are you just curious? The female occupant. Any idea why this is here? If she's living with okay. Her, possibly in a relationship. Why is he bringing his work home with him? I don't know, I'm not a shrink. And your friends in Langley. Fraților au găsit documentele alea și au zis că femeia asta locuiește cu un shrink. Shrink se mai zice și la psihiatru, psiholog, nu știu. S-ar putea să fie vorba despre un doctor psiholog, gen să fie casa lui, habar nu am. Yeah, none of this came up. Și că nu ne-am dat seama. Și că e deja aici de un an.
Mamă, deci de un an Boișică locuiește cu băiatul ăsta și n-a mai fost văzută. Știi ce zic? Și zice, ce crede lumea? Că a mers la o plimbare de un an și nu se mai întoarce? Și că dacă băieții noștri de la Langley au omis așa de multe chestii, poate noi nu știm nimica. Da, e destul de creepy că, na, e dată dispărută, însă noi nu am venit de asta aici, dar de ce ați venit? Doar să te uiți, boys. Deci ideea e că ei n-au venit de asta aici, deci nu contează. Fata e dată dispărută, gen. E dată dispărută și destul de ciudat, pentru că nu se știe de ce. Hei, TL, poți să vii până aici? Ia, cred că asta o să vadă ceva. What is it? Ce s-a întâmplat? Ce, că a mai venit cineva la noi în living până am ajuns noi aici? Okay. Nu. No. Ce, că cine... Boys! 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 Stați puțin, că acum cred că începe să devină un film horror. Ideea e că, bă, frățior, a mai venit cineva aici la noi în sufragerie, face nu de ce, pentru că s-a mutat mobila și a văzut-o pe aia cum mergea dintr-o cameră în alta. No. Boys? Okay. Cine a mutat toată mobila? Ia uite, hey, bă! Opește, bro! Bro, ce cu fată? De ce merge așa de chill? Am văzut un suspect? Hai să vedem, ai grijă? Ai grijă? Ai grijă? Boys, unde-i fata? What? Au pierdut contactul cu suspect 2? Boys, what? Aia a dispărut? Man, ce se întâmplă? Ce, că sunt ușe ascunse în casa asta sau ceva? Nu știu, bănuiesc, îmi place o provocare. Vă dați seama, boys, că ăștia nu se gândesc nici ruptul capului că asta a dispărut sau s-a teleportat. Se gândesc că au făcut de o șmecherie, o ușă ascunsă sau ceva. Boys, ce naiba, bă. Mamă, mă sperie, ați văzut cum a trecut aia? Ok, aveți grijă ai noștri. Ai găsit ceva jos acolo? Nimic concret. Ce s-a întâmplat aici? Ok, deci că a văzut pe suspect 2 și s-a dus după ușă și după n-a mai găsit nimica. De el trebuie să vezi chestia asta. Îl cheamă pe ăla să vadă ceva, ia. Ce trebuie să vadă? O fi că o găsit ușa. Ia, uite-te la chestia asta, hai să ne la ce trebuie să se uite. O fi că o găsit aia, nu știi. Ia. Yeah. Boys? Tu vezi chestia asta? Doc, this is payload 01. We've passed trigger. Area appears to have non-Euclidean geometry that extends the house to an unknown degree. Ok, boys, au găsit ceva ușă care duce în altă casă. What? Casa asta e ascunsă sau care-i treaba? Boys, ne uităm aici. Cei că ce statul aveți la suspecta aia, gen pe care a zis-o? Cei că nu se știe locația ei. Cei că dacă credeți că e prea greu să explorați această casă, ia-ți băieții și pleacă de acolo. Am înțeles. Boys, mamă, deci ăștia, ăsta în continuare se uită, hopa, ce face? Ăsta ia alea și le aruncă la gunoi? No, ai ceva noroc? Nu, sunt foarte multe chestii pe care nu le înțeleg. Se uită în calculatorul lui, bro, și nu găsește absolut nimica. Enter a password to unlock folder. Hopa, a găsit un fișier. Deci, boys, cred că v-ați dat seama cum stă treaba. Ăia merg pe teren, gen aia de a ajuns în cealaltă casă. Și ăștia stau aici, se uită în acte și în calculatoare. Ăsta acum a găsit un folder care îi trebuie ceva parolă. Hai să vedem, frățiorul. Ce ai găsit, practic? Camel Skin. Cred că bagă parola aia. Camel Skin. Camel Skin. Adică piele de, nu mai știu, și o pârlă. A găsit ceva. Un folder. Uite-mi folderul, frățiorul. Cardun. Ce, că știi ceva de cuvântul cardun? Boys, ce s-a întâmplat? Mamă, man. Bă, cred că se plimba aia prin casă, gen. Cum ar fi, boys, să îi omoare pe toți? Adică, efectiv, eu de-aia de se plimbă prin casă. O japoneză de-aia, 100%, vă zic.
o japoneză, da, în cazul în care se dezunoi la mine pe canal și nu știți la ce mă refer când zic japoneză, japoneză adică e așa, e o daia din filmele horror, voi știți, cu părul negru, de are părul dat pe față și e îmbrăcată în alb, așa zic eu la, așa zic, în general apare în jocurile horror japoneze. Opa, ce s-a auzit? Boys? Mamă, televizorul, e ceva cu televizorul. Unde naiba au venit ăștia, man? Affiliations are still unknown at this time, but it's likely to assume they are not the attackers from 2 days ago. If it is indeed a raid, then the methods employed don't line up when compared to the MO of the previous attackers. Hopa, deci e ceva înregistrare la, la televizor și vorbește ceva de niște atacatori. It is, however, possible that they may be connected through Nanaka's tip between the two groups. Și că nu se știe cum poate, cum pot să ajung aici, probabil s-a dat ceva, chestie anonimă, un pont anonim. E destul de ciudat ce se întâmplă, boys. Ce face băiatul ăsta? Încearcă să facă o poză la ecran. Așteaptă, ceva se întâmplă. S-a oprit. Boys, s-a oprit televizorul. Stay frosty. Oh, s-a auzit ceva sus. Trebuie neapărat să meargă sus. Hai să vedem. Oh, boys, voi vedeți în spatele lui. Uite, ați văzut tabloul ăla, mi se pare creepy. Tabloul, nu știu ce să zic. Uite-l. 23, 12, 15. Ce neva se întâmplă? Cineva zice 23, 12, 15, bro. Mamă, man, bă, 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 e horror. Hai să vedem ce se întâmplă. Am ajuns aici. Aveți grijă, băi. Aveți grijă, băi, ăștia, că nu merge treaba. Hopa. I s-au oprit ochelarii. Mamă, și lui, bro, amândoi li s-au oprit ochelarii, băi. Băi, eu zic e ceva la mijloc dacă amândoi în același timp li s-au oprit ochelarii. Boys, cumva ai o femeie fără cap? Ce-a văzut asta? Coleman? Vezi ceva? Bro, vine! Bro, vine! Cu cuțitul! Boys! Voi ați zis că era una care dădea așa cu cuțitul și nu intrau gloanțele în ea? Ia să-i stăm așa și să dăm puțin pe 0.5, ia. Să ne uităm la ea. Ia uite, ia uite-ți vă la ea. Ne uităm pe 0.5, ia uite-o cum vine. Cu cuțitul, shit! Mamă, și n-are față, bro! What? Ok, ok, ciudat. A început să tragă. Auzi cum trage. Boys, mamă, uite-vă la ea, what? Coleman, you good? Coleman, ești ok? What the fuck? Ce că ce naiba a fost chestia aia, bro! Sir, a fost ok ciudată. Right. Domnule, trebuie neapărat să mergem acum, pe bune. N-aveți ce să faceți, bro, adică nu... E ceva de domeniul paranormalului, nu puteți să rezolvați cu niște puști. 23, 12, 15, why? Ăștia cred că au ajuns într-o casă unde nu trebuia să ajungă. Talk, this is Pillow 01, we have a threat in the building. Current weapons, possibly insufficient, permission to clear out, over. Și că am ajuns aici, pe efectiv, nu știm ce să facem, aveam amenințare în clădire și l-am întrebat dacă are permisiunea să plece. Și că da, ai permisiunea, hai pleacă. 01 out. Ok, deci o să pleci de aici. Două naiba de casă. Hai să mergem. Boys! Stați că-l ia și pe ăsta, man! 23, 12, 15. Ce ar trebui să facem? Nu puteți face nimic, hai să plecăm. Îl lasă pe ăla acolo. Bă, să plece rapid. Pe ăla l-au luat. L-au luat SCP-urile. Ok, trebuie să pleci de aici, boys. Mamă, man, bă, e ceva horror. Totul e ok. Cică... Ok, deci îl văd pe băiatul ăla care vorbește la telefon și face ce că nimeni n-a venit aici, totul e bine. Bă, ăsta iară-i buguit, voi vedeți, boys, că sunt niște glitch-uri în viața reală sau la ce se referă, nu prea înțeleg. Dar-i horror. Dacă insiști, doar eu doar voiam să văd ce faci, bro. Înțeleg perfect.
Îmi pare rău că te-am trezit, îi spune. Să ai o seară frumoasă și tu la fel, bro. What? Pa, pa. Mamă, uite. Boys. Mamă, deci parcă e un film de-asta cu glitch-uri, gen. Cam asta-i treaba, știi? Parcă asta e. Uite, au ajuns la ăștia înapoi. Ok, boys, dar au reușit să scape. E bine, au reușit să scape. Au ajuns aici. Ce s-a întâmplat cu West? E plecat. Cum? Ce că frățiorul apar n-a ce s-a întâmplat cu el. Ai văzut ceva acolo? Nici măcar nu știu cum să descriu chestia asta. Da, era ca un joc glitchuit, după cum v-am zis și eu, boys, gen, ce s-a văzut în casa era ciudat, erau niște glitch-uri în viața reală, efectiv. Da, până și suspecții erau glitchuiți. Ai ceva indicii, doar speculații. Cred că tot ce ați văzut e ceva cu computerul. I think it's affecting everything in the area. Don't really know how or why, but like I said, it's my best guess right now. Ok, a zis că el crede, nu e 100% sigur, că ce au văzut băieții ăștia e conectat cu mașinăria aia, gen cu chestia aia din laptopul ăla, pentru că nu știu cine a făcut ceva la calculator și afectează tot ce se întâmplă în zonă. So, theoretically, if you're right, then if we take that shit with us, it could possibly begin to affect things outside of the house. Deci ești pe bune, practic dacă luăm chestia aia după noi, o să înceapă să afecteze chestii de lângă casă? Lăsăm laptopul aici? E o întrebare foarte bună. De ce nu închidem curentul? Că nu știu ce se întâmplă dacă îl închidem, boi, s-ar putea să moară toți. Da, nu vreau să fie experimentul ăla. Hai să plece, boys, să plece toți. Uitați-vă ce putem face, ia. Deci băiatul ăsta se oferă într-un fel să fie erou. Spune că voi trebuie neapărat să vă duceți până la vehicul și o să rămân singur aici. O să copiez tot ce e important și după o să închid tot. Efectiv, o să scot tot din priză. E sigur? Da, sunt sigur. Hai. O să stau și eu. Bun, deci ăștia trei pleacă și ăștia doi rămân. Se duc la mașină și după ăștia doi rămân. Hai să vedem. Ok. Au ieșit din casă, boys. Trebuie să se ducă la mașină. Uite, cineva acolo. Îi așteaptă cineva. Interesant film, boys. Foarte mult pe tot ce pare eu. Ăsta a păreat că o să vadă o fantomă și a zis că nu s-a văzut nicio fantomă. Mamă, băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Puneți ochelarii. Mamă, ci că nu merg ochelarii. Ai terminat? Yeah, we're good. Let's go. Da, suntem bine, hai să mergem. Oh, boys, a dispărut ăla. A dispărut ăla. Oh, și vine femeia aia, boys, vine la el. De-aia se numește Dollhouse, că e casa jucăriei. Vine după el. A închis. A închis laptopul. Și aici s-a terminat filmul, boys. Băi, ce ciudat a fost, man. Bă, a fost un film chiar foarte, foarte interesant, însă în același timp foarte...